Noi nu mai vorbim, nu rostim. Da? Că rostim înseamnă că am înțeles fiecare cuvânt în esența lui și fraza are semnificație în context care anumită rost, aia anumit rost. Nu se învață la școală rostul lucrurilor, se învață să luăm o hârtie. Deci, cu alte cuvinte, trăim într-o lume de informații, din ele de care înseamnă date, întâmplări, aia se numește educație informală, și pe asta trebuie să o schimbăm. Afișele, atmosfera, ritmul, atenția, culoarea, curățenia. Dacă ești în mediul ăsta, automat nu îți dai seama că e urât. Dar dacă întâlnești în sănătate și vezi ce înseamnă curățenia pe o stradă, îți dai seama. Eu am avut un șoc și am avut timp de 3 ani, între 91 și 93-94, la toate televizoarele unde mă duceam să mai prin țară și mai mă mirau un interviu, vorbeam de filozofia WC-ului. Căci când am venit prima dată din Germania în România și am luat tren și am dat în WC, m-am speriat că așa ne văd și ei. Fraților, vă rog frumos, aveți grijă că suntem cu o etichetă mare. Da? Deci informația asta, care vine periferic în mediul în care ne mișcăm, e foarte importantă. Deci ea se adună și formează niște cunoștințe, unele explicite, care se pot spune în cuvinte, principii, proceduri, se pot transmite verbal sau tehnic, dar sunt multe cunoștințe implicite, tacite. Harul e capacitatea, atmosfera. Vedeți, să înțelegem relația dintre tacit și explicit. Toată școala este băgată numai în direcția asta. Modul de verificare și feedback se face numai pe direcția explicit. Harul, alea tacite, dar valoarea omului e tacit în unicitățile pe care fiecare le are. Cum le evaluăm? Cum le hrănim? Ce înseamnă talent, experiență cumulată? Unde își capete experiență? În ce să-și capete experiență? Asta, dacă se mișcă mai mult, poate să facă salt în cunoaștere, care înseamnă și socializare, și combinare dintre elemente, înseamnă un metalimbaj, e altceva decât reproducere. E o internalizare și o externalizare, care într-un fel sau altul poate să ducă la înțelepciune. Noi ne-am imaginat, în principiu, un sistem, și acum foarte în diagonală, numai câteva imagini, care e un model format de la cap la coadă, așa nu ne-am imaginat noi, ca să răspundă la tot ce am vorbit până acum. Pe chestia asta am creat un senat, am creat un grup, cel de studii complexe are un grup de lucru, profesor universitar internațional de o anumită calitate, unii nimeni ne cunoaște pe noi, adică ne cunoaștem, dar lucrăm numai pe internet, că sunt părți ale lumii. Ne-am situat între mediul academic, societate, piață și încercând să facem o interfață, din care vedem problemele lumii, le sistematizăm în teme anumite proiecte deschise, proiecte care așteaptă doar omul și finanțarea, pentru că ele sunt de valoare și toată lumea are șansa să vadă unde sunt proiectele de valoare, ca tematică. Deci facem un fel de filtru tematic și după aceea le facem de lungul săptămânii, de lungul anului, la începutul anului, le facem în teme de doctorat, nivel universitar, nivel liceu, nivel gimnazial. Dar pe aceeași temă, pe aceeași coloană. Astfel încât aducem multidisciplinar, îi punem pe cei de liceu împreună cu gimnaziu, aici e centru, universitară, învățăm și imediat la nivelul liceal și fac un fel de mentorat, liceul este elementul central, ei au în grijă pe cei de aici, deci creăm un lanț în care fiecare ajută pe fiecare în parte. Pe niște teme care ne interesează la nivel academic ca cercetare. Deci nu teme așa ca goale, trebuie să fiu, copilul să simtă că mă preocupă foarte tare, nu că mimez ce interesant e și eu îmi văd de altă vreme, de că simte, copilul simte trăirea respectivă. Să-l mă lipsesc de cunoaștere. Pe cum să-l mă lipsesc de cunoaștere dacă eu nu am nicio dorință de a cunoaște ceva? N-am ce să mă lipsesc. Asta se duce mai departe în fel de fel de acțiuni. Concret, avem probleme reale, le împachetăm în noua paradigmă, le facem tematica, structurăm, le împărțim în cluburi. Școala, avem o tablă de 26 ani în mijlocul zonei, în care aducem toată aparatura și cărăm și acolo în 10 zile află și pune mâna și vede și se molipsește de o grămadă de teme. Am creat o sală specială, sala Nexus, care este o sală în care, cum să spun, pot să experimentez, pentru că nu este nici de fizică, nici de matematică, de cunoaștere. E o sală într-un liceu pentru cunoaștere în care toți profesorii au rolul doar de mentori. Nu mai sunt profesori, ei sunt cei care sunt profesori din umbră. Dacă au nevoie copiii, atunci eventual profesorul apare. În care se experimentează o idee, pentru că este un grup de, există aici un laborator de cercetare, este cu senzori făcuți, specializați în laborator, o platformă pe care noi am proiectat-o și le punem la dispoziție copilor ca să vadă, nu să se joace cu niște pendule, niște bile, cum este acum la casa experimentării. Depășit chestia asta. Și cu niște programe de upgrade. Upgrade pentru profesori, niște cursuri pentru upgrade de profesori. Cine vrea
Și am făcut pachete de cursuri pentru profesori, pentru elevi, pentru copii. Dacă nu vrea la școală, poate să-l facă acasă. Are, deci, partea profesională, partea de tineri, partea de juniori. E academic. Aici, în 91, sala respectivă, a tăiat panic, aș doamna ministru, de fapt, s-a întâmplat nimic niciodată. Nu s-a propagat, nu s-a înțeles. Copilul nu mai veneau cu părinții, stăteau acolo până la 11 noaptea, că aveau ce să facă. Ce era tema? Păi, unul din copiii din liceul respectiv a venit cu următoarea problemă. Eu am văzut un profesor la un moment dat că s-au pus niște electrozi pe o plantă și semnalul electric de acolo a putut fi folosit pentru a înțelege dacă eu vreau să intru în sala și să stau o spargere în casa care planta respectiv. Cum simțea planta aia? Întâmplător, filmul este făcut de, inclusiv de un, film, de un grup de cercetători din străinătate. Deci filmul a fost și pe un film de genul ăsta pe Discovery. Din domnul, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar să încercăm. Și în jurul lui s-a construit. Colegii de la electronică au făcut aparatura de măsură și control, unul a făcut aparatura pentru câmp electric, să vedem și ce e în mediu, câmp electric, câmp magnetic, am văzut lumina din sală. S-a creat în jurul fiecare venit și a creat o, cum să spun, o adevărată industrie în jurul lor. Ei au construit-o și au învățat, s-au dus pe internet, au venit cu rezultate. Că au avut ce? Și au folosit calculatorul în sens coerent. Ia uitați așa. Planta, au pus electrozi, astea sunt măsurătorile făcute de ei. Astea sunt colegii de la facultate, anul întâi, doi de la electronică, au venit și au făcut cablajul, iar elevii au lipit-o montat, au pus în funcțiune, elevii au făcut și softul, pentru că elevii de la liceu știu deja să le opereze bine. Unul a fost cu pozele și a făcut cronicarul, altul a făcut pozele, fiecare și-a găsit un grup în echipă. Problema a fost cu profesorul, nu cu elevii. Elevii nu știau, părinții aduceau, veneau, deci n-a fost niciodată problema de genul ăsta. Dar nu convine, nu știu care a fost problema. Uitați-vă ce produse am generat cu ei. Asta e, de exemplu, o mașină de găurit, am cumpărat-o de la magazin personal, costa 200 de lei, 205 de lei, și am dotat-o împreună cu ei cu senzor de forță, cu senzor de deplasare, cu senzor de vibrații, cu tăiere de la motor, și am putut să facă pe un aparat în ăsta virtual de măsurare, fizica respectivă, a operației de găurire. Ca să înțeleagă la ce e bună fizica. Că este vibrație, este mecanică, e forță, deplasare, lucru mecanic, energie. Și ei merg excepțional, nu au nicio problemă. Și piesele pentru asta sunt la nivel de 2 lei. Piesele pentru sistemul ăsta de măsurarea presiunii, de exemplu, sau pentru măsurarea câmpului magnetic, nu sunt mai multe la un loc de 40 de lei. 40 de lei. Păi 40 de lei dăm fiecare pentru clasa respectivă la un moment dat. Și trebuie să fie insuficient să fie un grup, pentru că datele astea se puneau pe internet, măsurătorile erau continuu pe internet și copiii care vroiau se uitau acolo și luau datele și ei veneau cu soluții, pentru că asta înseamnă internetul, nu? Și putem continua la nesfârșit. Ideea de bază, că care sunt cuvintele cheie la sfârșit? Diversitate. Copiii noștri, pentru că până acum am mers într-o zonă în care toți eram în aceeași registru și eram matriculați în aceeași programă și era uniformizare, acum toate ne-am venit în partea cealaltă, într-o diversitate. Și diversitatea trebuie să fie suficient de mare pentru a putea asigura. Asta înseamnă să gestionăm diversitatea respectivă. Să creăm un cadru inteligent de dezvoltare a copilului într-un mediu, pentru o societate care urmează amănunte, iarăși, ca să sintetizez, vă-mi imaginați forma asta, trebuie să ne creăm o observație că mediul în care evoluăm se schimbă la rândul lui foarte repede, iar educația este o componentă care încearcă să se stabilizeze cel puțin cu 4-10 ani înainte, ceva care în tradiție aproape că nu mai știm. Atunci e o provocare. Deci nu trebuie acuzat un guvern, e o problemă în care trebuie să ajutăm reciproc, să ne salvăm și conform ideii sau ideea pe care Beethoven o spunea, ajută-te singur, omule. Hai să ne ajutăm măcar reciproc pentru a crea semințe din care eventual variante să evolueze. O variantă perpendiculară pe toate este să rup legătura cu școala. Deci atunci e homeschooling, da? Și acum să vedem partea în homeschooling. Pentru că pe lângă noi s-au dat persoane importante, din care cu pionieri din punctul de vedere, pentru că și noi am fost pionieri pe direcții și numai oameni care, într-un fel, s-au fost complet neconvențional, avem lângă noi pe Adriana, care
Și în afară de experiența pe care o are neuroștiință, experiența ei de cercetător într-un domeniu foarte deosebit și biofizică și cu deschidere internațională mai departe, a avut curajul să facă primul pas în ceea ce se numește homeschooling. Deci este și mamă și așa. Stai aici, păi te rupă aici. Dacă îmi aranjez eu. Pot să vorbesc fără microfon? Mă aud? Mă emoționez cu microfonul. E adevărat, dacă vezi asta, pentru că e proiect de registrare. Pot să vorbesc suficient de tare, vorbește, că am fost multă vreme profesoară. Și din cauza că am fost multă vreme profesoară și eram obligată să vorbesc la clasă tot felul de prăpăstii, am zis să încerc și altceva. Și prin... O să pornesc așa cu... Vă iau pe după plop. Prin 2006, când începusem eu o teză de doctorat care n-am mai apucat să fie dată, am găsit un curs de bionică și arhitectură undeva prin Spania. Și zic, mă duc până în Spania la cursul ăsta și ori o să fie călătoria vieții mele, ori o să iasă ceva, nu știu. Ideea este că am fost singurul biolog la un curs de bionică pentru arhitectură. Foarte mirați arhitecții, că toți erau arhitecți, ce caut eu acolo și am zis, cum ce caut? Eu sunt biolog, am venit să vă povestesc cum ați putea voi implementa în arhitectură modele din biologie. Și ne-am pus un film foarte fain despre cum se autogenerează structurile, cum se sintetizează moleculele proteice, ce fain ar fi arhitectura organică și cum s-ar putea genera casele și interioarele în care suntem. Și zic, uite, așa mi-ar plăcea să fac eu la clasă, dar nu pot. Și... asta a fost așa, un subsidiar. I-am auzit de homeschooling la o emisiune de pe National Geographic, cred, un domn specialist în balene, care undeva la Capul Verde le studia de două ori pe an, era o migrație, le cunoștea și povestește la un moment dat și stăteam eu cu cei trei copii pe malul oceanului și aia mică știa toate balenele și îmi spunea și specia și îmi spunea și numele și a durat cercetarea, nu știu, vreo 2 ani și copiii mari le știau și ei și eu mă gândeam, dar unde erau la școală copiii ăștia? Și pomenește cuvântul magic. Copiii mei făceau homeschooling. Ce e aia? Asta era prin 2009-2008. Și am început să investighez. Am găsit site-ul Andrei Ursul Constantin. Am aflat cum e cu homeschooling-ul ăsta, ce e aia, nu era legal, nu este nici în continuare legal. Eu în momentul ăsta profit de vidul legislativ, deci legea nu este nici pro, nici contra. Și atunci mă adăpostesc la, sub umbrela unei școli din Statele Unite, cu care n-am nicio legătură decât bună, Peggy, ce mai faci? Uite, anul ăsta am făcut cu copii următoarele chestii și zice, vai ce frumos, dă-mi și mie site-ul tău să mă pot raporta la el. De ce am decis eu să fac homeschooling, deși aici este doamna Șerbănescu pe care o iubesc și îmi pare rău că nu se poate clona, doamna directoare a școlii Anastasia Popescu, care a fost ultima mea speranță în legătură cu fiica mea care este aici. Și deși doamna Șerbănescu făcea cât 99% din colectivul acela profesoral și e minunată în continuare, copilul meu continua să fie bolnav, pentru că și școala, și atmosfera, și nu știu să le număr pe toate, o făceau să somatizeze permanent nemulțumirile ei personale. Acum puteți să spuneți că poate mie îmi păsa prea mult și trebuia să-i dau brânci, că așa s-a călit oțelul, ce Dumnezeu. Biolog fiind, știu următorul lucru. Domnule, dacă eu îmi îmbrâncesc copilul care este într-o fază de formare a ființei lui și nu-l ajut, că până la urmă sunt sub animale, deci orice animal își ajută pruncul, da? Până când merge, până când zboară, până când, nu știu, iese din nou, habar n-am. Hai să-mi ajut și eu copilul, pentru că dacă nu-l ajut și este supus unui stres pe care nu-l poate administra, nu-l poate gestiona, mai târziu face boli autoimune. Da? Deci secretul bolilor autoimune de care suntem bolnavi unii dintre noi, acesta este. Faptul că nu ne putem gestiona stresurile și atunci, dacă de copil eu îl protejez și îl ajut să treacă prin viață, de la 21 de ani încolo, este posibil să se comporte altfel și să ia în piept viața cu totul altfel. Vreau să vă povestesc ceva și din studiile care, din păcate, nu sunt făcute de mine. Dar o să trec așa rapid.
Este, din, este un PowerPoint prezentat la o conferință de la Florența, intitulat The Future of Education. O să trec foarte repede ăsta. Eu am intitulat așa The Next Frontier, Neuroscience of Education, pentru că eu susțin că în momentul ăsta pedagogia nu este știință. Adică îmi permis să spun că nici psihologia nu este o știință. Amândouă sunt niște colecții de fapte foarte interesante, care pot fi extrapolate, care, mă rog, dar este nevoie de argumente științifice și asta încercam să le explic acolo, pentru că era vorba de foarte multă lume venită, mai ales din, din America. Diferența între conceptul de cunoaștere. Pentru că cunoașterea la ei este suma părților, exact ce vorbeați dumneavoastră. Adică sunt foarte multe informații puse împreună și asta alcătuiește cunoașterea la ei și folosesc termenul de knowledge. Dar pentru noi knowledge-ul are alt, alt înțeles. Cunoașterea este altceva decât suma părților lui. Și aici încercam să sugerez trecerea de la abordarea carteziană, aceea pe discipline, către, către abordarea holistă. Și acum muncesc la un concept, i-am zis eu educație holistă, m-am sperat să fiu eu inventatorul, dar nu sunt. Căutând pe internet am găsit Holistic Education din 2003, deci asta e, a ajuns la mine informația mai târziu, dar exact principiile pe care le-am gândit eu singură, zbătându-mă noaptea, le-am găsit deja formulate la dumnealor. E minunat, nu sunt singură pe lume. Aceasta este o altă formă de educație, se cheamă Mind and Brain Education. Aici s-a ajuns acum în Statele Unite, la acest Mind and Brain Education, se lucrează foarte mult pe acest nivel și se fac tot soiul de produse educaționale cu care eu nu sunt de acord, pentru că ei se gândesc doar la brain. Deci nu suntem doar creier, avem niște glande endocrine care ne condiționează funcționarea creierului. Dacă eu nu pot să țin cont de ritmurile mele interioare, degeaba am brain și degeaba pregătesc o anumită tactică de a-mi aborda brain-ul, pentru că el nu va reacționa. Sunt zile ale lunii care femeile sunt niște scorpii. Dacă putem să ținem cont de chestia asta și să amânăm sau